Stimați invitați, bună ziua! Bine ați venit la prima ediție a evenimentului Baby Go to the European Parliament. Ideea acestui eveniment vine din Statele Unite, acolo unde femei care au depășit o criză de sarcină merg împreună cu copiii lor în Congresul Statelor Unite, își spun mărturia în fața membrilor Congresului, aceștia le felicită, le încurajează pentru curajul de a alege viața și de a naște copiii, discută împreună despre cum se pot sprijini femeile în crize de sarcină la nivelul Congresului și transmit mesaje pentru viață. Desigur, poate cineva se întreabă, dar ce este criza de sarcină? Este acea perioadă din viața unei femei însărcinate în care ea nu se poate bucura în mod deplin de sarcina pe care o poartă în pântece, pentru că se confruntă cu presiuni din partea partenerului, a familiei, a colegilor, a angajatorului și cu o mare lipsă de sprijin din partea comunității. Adesea este lăsată singură, iar primele incertitudini vin să completeze uneori indiferența celor din jur, abuzul fizic sau psihic, care durează luni de zile fără pauză. Sunt studii realizate de Institutul Elliott care spun că 64% dintre femeile care ajung să facă o întrerupere de sarcină s-au simțit presate și majoritatea femeilor se simt nesigure sau împinse să facă avort și doar 67% dintre femeile care au făcut o întrerupere de sarcină, aproximativ 67% dintre femeile care au făcut o întrerupere de sarcină spun că n-au fost întrebate de nimeni dacă cumva sunt într-o situație de abuz și dacă au nevoie de ajutor. Clinicile nici nu-și propun să detecteze situația de abuz, existența coerciției și de cele mai multe ori traumele femeii care ajung să facă o întrerupere de sarcină nu sunt cunoscute după cabinet, nu se știe ce se întâmplă pe parcursul vieții lor de-a lungul anilor. Tema ediției din acest an este dincolo de dezbaterea pro-viață versus pro-choice sau dincolo de dezbaterea pro-viață versus pro-avort, ce putem face la nivelul Uniunii Europene pentru sprijinirea femeilor în criză de sarcină? Ce putem face noi acolo unde suntem? Vor vorbi astăzi femei care au depășit o criză de sarcină sau care au trecut printr-o situație de criză, despre experiențele lor, despre situațiile cu care s-au confruntat, coordonatoarea unui centre de consiliere pentru femeile în criză de sarcină, reprezentanți din Parlamentul European și persoane care își doresc să deschidă noi centre sau organizații de sprijin. Pentru început, voi prezenta intervenția mea de astăzi, care se intitulează Ce putem face pentru femeile în criză de sarcină dincolo de dezbaterea pro-viață versus pro-choice? Sunt în sală persoane care de mulți ani se implică în sprijinirea femeilor în criză de sarcină și oameni pentru care acest eveniment reprezintă un început de drum. Zilele acestea, cei care aveți experiență, veți fi o sursă de inspirație pentru cei care sunt la început de drum, care vor să se dedice acestei cauze de acum încolo. Vă invit să-i sprijiniți, să-i încurajați, să le inspirați, să le vorbiți despre munca dumneavoastră, mai ales că până acum problematica sprijinirii femeilor în criză de sarcină nu s-a regăsit pe agenda majorității instituțiilor naționale și europene, iar singurii care s-au dedicat, uneori zi și noapte, au fost coordonatorii centrelor, voluntarii ONG-urilor, reprezentanții cultelor și ai centrelor de sprijin. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Acest eveniment există pentru că prin munca dumneavoastră ați ajutat mai mulți oameni să afle despre problematica femeilor în criză de sarcină și ați pornit dezbatere în spațiu public, încurajând oamenii să sprijine femeile în criză de sarcină, în locul și în mediul în care își desfășoară activitatea. Faptul că putem astăzi să discutăm în Parlamentul European despre ce putem face pentru a sprijini femeile în criză de sarcină arată că eforturile dumneavoastră au prins rădăcini și se dezvoltă. Se împlinesc 10 ani de când am întâlnit prima femeie în criză de sarcină, de atunci am avut ocazia să stau de vorbă cu sute de femei care au trecut prin situații similare. Pentru cei care n-au fost implicați direct, această problematică este puțin mai greu de înțeles, dar imaginați-vă o zi frumoasă de vară, cu un cer senin și o atmosferă liniștită, apoi dintr-o dată cum apare o furtună foarte puternică, iar oamenii aleargă de colo-colo neștiind ce să facă. Această stare de incertitudine, frică și disperare se instalează imediat, iar mulți oameni care merg pe stradă se tem dintr-o dată să nu se prăbușească vreun panou sau ceva care să-i rănească. Gândiți-vă că o furtună trece în câteva minute sau poate în câteva ore, dar o criză de sarcină durează luni de zile, uneori până la nașterea copilului.
Perioada aceea în care mama ar trebui să se bucure liniștită de copilul pe care îl poartă în pântece, să nu aibă griji, să nu fie stresată, să fie înconjurată de dragoste, de sprijinul și de grija celor din jur, se transformă în cea mai tensionată perioadă din viața ei, fiind tulburată adesea de situații critice. Cu astfel de situații se confruntă foarte multe femei din toate mediile sociale și profesionale, cu studii medii înalte sau scăzute. Lumea se prăbușește efectiv pentru o femeie pe care partenerul o părăsește brusc, o amenință sau o abuzează atunci când află că e însărcinată. La fel și atunci când familia îi spune nu te mai recunoaștem de fică, la noi în casă nu mai calci, fă-ți bagajele și mergi unde vezi cu ochii, sau când angajatorul o amenință cu concedierea, în ciuda interdicțiilor legale de a concedea o femeie sau desfințează postul, oricând colegii sau membrii comunității o presează spunându-i dar o să-ți fie greu, nu o să te descurci, de ce să mai trebuie un copil? Dacă aceste situații generează și probleme financiare neprevăzute, cum se întâmplă în cele mai multe cazuri, nu există nicio plasă de siguranță care să ajute o femeie care până atunci a lucrat sau a avut o afacere să-și poată duce sarcina la bun sfârșit. Ce se poate face pentru sprijinirea femeilor în criză de sarcină? Se pot face multe, foarte multe chiar. Invitația mea este să depășim nivelul dezbaterii pro-viață versus pro-choice sau pro-avort și să ne gândim fiecare, la modul concret, la soluții de sprijin, folosind profesionalismul, capacitățile, cunoștințele și resursele pe care le avem noi personal, dar și pârghiile care sunt disponibile în cadrul instituțiilor în care lucrăm fiecare. Pentru că stăm puterea noastră și în puterea fiecăruia dintre noi să facă ceva și nu există nicio poziție din care să nu poți să faci ceva prin care să ajuți femeile în criză de sarcină. E nevoie de o mulțime de lucruri, de centre de consiliere în cât mai multe orașe, de acordare unei indemnizații pentru femeile însărcinate începând cu a 14-a săptămână de sarcină, care să acopere problemele neprevăzute cu care se confruntă, de politici publice care să valorizeze statutul femeii însărcinate, de modalități prin care femeile să nu mai fie discriminate în mediul profesional și în societate, de instrumente de lucru prin care psihologii și asistenții sociali, medicii, oameni politici și toate instituțiile să poată oferi sprijin femeilor în criză de sarcină. Primul pas este să avem deschidere și să vrem. Al doilea este să investim timp și efort personal, iar al treilea este să mobilizăm pe oamenii din jurul nostru să sprijine, iar toate celelalte se vor adăuga.